La meteo este Flavia, ne spune despre vremea încălzită din această săptămână. Neața! Bună dimineața tuturor! Începem săptămâna cu vreme închisă în aproape toată țara. În nord, în vest și în centru vor fi înnorări și condiții de ploaie. Spre seară va fi lapoviță, iar la munte va fi lapoviță și ninsoare. În timpul nopții, în Muntenia va ploua slab. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi acoperit de nord, după cum spuneam mai devreme. Vor fi condiții de lapoviță și ninsoare atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă se va încadra între 4 și 5 grade. Vremea s-a încălzit ușor și în Crișana, deși, după cum vedem, în a doua parte a zilei va ploua slab. Temperatura maximă se va încadra între 7, posibil 8 grade. În Banat avem parte de o vreme variată, momentan cerul este variabil spre senin, dar la fel în a doua parte a zilei vor fi condiții de precipitații, atât în Timișoara cât și în Reșița. Temperatura maximă se va încadra între 6 și 8 grade. În Oltenia, după cum vedem, în sudul teritoriului, atât în Craiova cât și în Slatina, cer mai mult senin. În nord, atât în Râmnicu-Vâlcea cât și în Târgu Jiu, plouă deja. Temperatura maximă se va încadra între 9 și 10 grade. Vreme închisă astăzi în Transilvania, dar ușor mai cald decât în mod normal această dată. Pe crestele montane înalte va ninge, în rest vor fi precipitații, dar și lapoviță și ninsoare. Temperatura maximă se va încadra între 2 grade în Miercurea Ciuc și 6 în Deva. În Moldova, după cum vedem, un cer acoperit de nori, cu precipitații în nordul teritoriului, va ploua slab atât în Botoșan cât și în Suceava, iar temperatura maximă se va încadra între 4 și 6 grade. Vântul va sufla nervos și în Dobrogea, aici șansele să plouă vor fi reduse astăzi, temperatura maximă se va încadra între 4 și 5 grade. Vreme ușor mai caldă decât în mod normal această dată și în Muntenia, aici avem o vreme variată, după cum vedem, precipitații mixte în timpul nopții, în Călăraș și în Slobozia, în rest cer mai mult senin, în special în sudul teritoriului. Temperatura maximă se va încadra între 5 și 9 grade. În capitală de dimineață se înregistra 1 grad, iar temperatura maximă va ajunge până la 5, maxim 6 grade. Astăzi cerul va fi acoperit de nori, iar vântul va sufla slab și moderat. Cam despre vreme, să aveți un început de săptămână excelent! Mulțumesc.